Salutare, bombardierii mei, și bun venit la un videoclip normal de Inim de Fier 4, care nu este deloc modificat. Cum v-am zis, tot arată normal, adică un match clasic de Inim de Fier 4, fără niciun mod. Unde ne ducem cu Statele Unite ale Americii, care îl avem ca președinte pe Donald Trump, da, acel președinte din anii 30 al Statelor Unite, îl știți cu toții, și vom avea misiunea de a opri Japonia și AXA. Și dacă nu v-ați dat seama până acum, în acest videoclip o să ne jucăm cu modul Mașinăria Timpului, unde putem să vedem cum s-ar fi descurcat politicienii actuali americani în anul 1936 până la sfârșitul celui de al doilea război mondial. Și după focusuri se poate observa că acest mod a fost făcut doar așa de amuzament. După National Spirituri se poate observa că America nu se află în cea mai bună situație, ceea ce înseamnă că va trebui să rezolvăm aceste probleme imediat înainte de a intra în război. Așa că hai să începem alegerile și să-i dăm bice! Da, aparent în acest mod avem mai multe facțiuni în politica americană și va trebui să ne ocupăm de fiecare ca să nu ne trezim cu un război civil. Și, bineînțeles, datorită faptului că avem pe Donald Trump ca președinte, trebuie să avem ca generali pe Ted Cruz, senatorul de Texas, Alex Jones, comentatorul politic și, bineînțeles, Mike Pence, vicepreședintele Statelor Unite, să mai bine zis, fostul. Mă așteptam să primesc un eveniment, da? Hei, va trebui să facem alegerea președintelui prin focus. Sau, stai că acum de să urmeze evenimentul, cred că m-am grăbit eu așa. Și va trebui să mergem cu Joe Biden, având în vedere că el a câștigat și în viața reală alegerile. Că tot avem un nou președinte, acum sunt curios ce generali avem. Deci avem pe Clinton, Kamala Harris, care este actualul vicepreședinte al Statelor Unite, și pe Al Gore, adică tipul ăla care a participat la cursa pentru prezidențiale în anul 2000 și și-a luat bătaie de la George Bush. Și că tot am terminat cu cursa prezidențială, presupun că acum mai este timpul să scăpăm de virus și de asemenea să nu uităm să scăpăm și de opoziție. Ok, destul de interesantă mecanică, deci aparent de să strâng cât mai multe vaccinuri, ca apoi să pot imuniza toate statele din America. Și trebuie să repet acest proces de nu știu câte ori până imunizăm toate statele și apoi putem să scăpăm de virus. Totuși să nu uităm de opoziție, deci îmi pare rău, trompiștilor, dar va trebui să scăpăm de voi. Ce? Mașinăria timpului? Da, totul arată perfect normal pentru anul 1936. Nea, prostii, pierdere de timp. N-o să ne ajute cu nimic acea mașinărie. Aparent am reușit să împotolesc opoziția. Bine, am fost nevoit să scap de o parte din ea. Așa că gata cu revolte în America. Ce? Din când te știu, parcă am pus pe modul istoric. Da, bineînțeles că trebuia să apară asta. Cred că mai bine ar fi trebuit să investigăm care era treaba cu acea mașinărie a timpului. Aoleu, cred că mă aștept să fie un alt YouTuber sau un meme. Aparent, am avut dreptate. Este Big Changus. Domnule președinte, eu zic că e timpul să ne pregătim armata, deoarece lucruri ciudate se întâmplă prin lumea asta. Lucruri extrem de ciudate. Și nu ar fi rău să intervenim cu trupele în această țară. Apropo, toată America a fost imunizată, să reducem efectele virusului și cred că putem să dăm start la economie. Da, miroase a intervenție! Îmi pare rău, Nicaraga, dar nu că sunt eu pe tură. Gata, problemă rezolvată. Aoleu, va trebui să pregătesc o altă intervenție. Se pare că al doilea război mondial n-a început datorită faptului că Germania a declarat război Poloniei, ci datorită faptului că Germania a declarat război Luxemburgului. Deci avem Mustața furioasă împreună cu PewDiePie, ce se bat cu Marea Britanie, care nu se încarcă așa, Franța și Luxemburg. Da, am uitat că în echipa AXE mai avem și Slovacia. Se pare că Kamala Harris o să ia locul lui Joe Biden ca președinte.
Dar hei, putem să-i oferim oricum lui Joe un loc în guvern. Apare în Turcia, a reușit să-l înfrângă pe Big Changus. Domnule Nicolas Maduro, vă sugerez să nu faceți această greșeală, deoarece o să fiți exterminat imediat. Se pare că cineva a făcut o greșeală extrem de imensă. Ei, asta e, va trebui să invadăm Venezuela. Bună ziua! Așa se întâmplă dacă nu vă protejați porturile. Acum o să vă invadăm și din această parte. Deci, după cum scrie aici, a trebuit să capituleze în orice moment. Dăm puțin play, să mărim și viteza. Hai odată! Și gata, am scăpat de Venezuela. Și acum presupun că putem să ne ocupăm de Asia și Europa. Acum realizez că Filipine nu este un stat marionet al meu, ceea ce înseamnă că putem să atacăm Japonia dacă justificăm pe ei, ori dacă intrăm în aliați. Deja mi-au ajuns trupele în Africa, imediat pregătim invazia Europei, iar în Asia luăm pe rând insulițele japoneze și în același timp, bineînțeles că trebuie să și bombardăm puțin. Nu prea au mare efect bombardamentele respective, dar hei, acum producem și mai multe avioane, ceea ce înseamnă și mai multe fabrici distruse pentru Japonia. Am zis că o să fac cu mare D-Day, dar aparent deja a făcut treaba asta aliații mei. Deci, acum putem doar să ne trimitem trupele și să-i batem pe germani cât mai repede, deoarece nu vreau trupe, având în vedere că toate se află pe frontul sovietic. Hai că am avut divizii italiene, hai să le încercuim și pe cele de sus și să sperăm că nu-și mobilizează germanii trupele chiar aici. Hai că i-am prins, acum să-mi securizez linia. Între timp pe frontul asiatic, aproape am capturat toate insulele japoneze din Pacific în afară de asta. Odată ce cade și această insulă, ne-am asigurat tot cauciucul din Indonezia. Superb! Frumos! Hai că rimă să scăpăm de toate navele japoneze. Frontul african securizat, Italia aproape cade în curând, ne pregătim de invazia Japoniei, dar mai întâi să ne asigurăm aici Indonezia și presupun că într-un an va fi gata războiul, sper. Și acum a sosit timpul pentru invazia Japoniei, duceți-vă tancurile mele acvatice! Oh da, ce-mi place când botonul își apără porturile. Și acum a trebuit să avem cale liberă către Japonia. Da, gata, atât a fost și cu sărmanii japonezi. Apropo, între timp a capitulat Italia, deci va rămâne doar să scăpăm de Germania și cam gata cu războiul. Pa, pa, Japonia, și acum putem să ne concentrăm numai pe frontul european. Auleu, aleluia! În sfârșit, a durat mai mult decât ar fi trebuit campania asta, dar hei, măcar a dus-o până la capăt. Și cu această ocazie pot să închid acest videoclip. Numele meu a fost Azurax. Salut!